Prima vizită pe anul 2024 în programul Învățăm să fim campioni, școala Primul pas spre performanță, a avut loc la școala gimnazială numărul 39 Nicolae Tonița din Constanța. O inițiativă foarte reușită, mai ales că în cadrul școlii noștri avem foarte mulți copii care activează în cluburi sportive de fotbal și alte, chiar și fotbal feminin. Ne bucurăm că ne-ați inclus în acest proiect. Se vede că copiii sunt foarte entuziaști. Suntem pentru promovarea sportului de orice natură. De la echipa Farului de Seniori au venit noile achiziții Ronaldo Deaconu și Cristian Ganea. După cum ați văzut, la început am intrat și au început să strige tot numele Farul. Ca și proiect este unul foarte mare și foarte interesant. Eu cred că este benefic pentru toată țara. Mă simt foarte bine. Este o inițiativă foarte, foarte frumoasă. Și mă bucur că putem să ne întâlnim cu copiii din Constanța. Văd că toată lumea este fanul Farului și mă bucură lucrul acesta. Suntem un joc de crez de Constanța aici. Mergem direct cu încălzirea făcută. Oaspeții au oferit în dar un tricou înrămat cu autografele jucătorilor Farului și a lui Gheorghe Hagi.